Da, Simut a fost un meci greu, cum și ne-am așteptat. Echipa Olimpia este o echipă foarte tare la caracter, dar știm că băieții sunt luptători și ne-a fost greu astăzi, dar așa vin victoriile cu muncă. Băieții au muncit mult astăzi în teren, am câștigat, am vrut mai mult, dar ce este, da? Sunt mulțumit pentru joc. E foarte dificil să schimbăm terenele artificiale, da? Ele se diferă la noi. La noi, la Zimbru, la, aici, la Vadul Voda, la Buicani, la Cedrulungă, toate sunt diferite. Și e foarte greu acomodarea la aceste terenuri. Avem și noi o etapă pe teren artificial, trecem la verde. Trebuie mai ușor. Echipa a fost a doua victorie la rând. Cam joacă mai stabil? E de vreme de vorbit de stabilitate, pentru că avem foarte mulți jucători noi și astăzi s-a văzut mulți jucători noi în teren. Și e cam greu de vorbit de stabilitate, dar ne străim să vie mai repede. Команда на дроне необходима скорость, необходима форма, чтобы... Только что говорил, что пока рано об этом говорить, потому что очень много новых игроков, и ребята притираются друг к другу. Но нам будет легче, потому что нет легионеров, все местные ребята, которые друг друга давно знают, играют там, в сборных вместе, в разных клубах играли вместе, они знакомы, то есть период адаптации будет покороче, я думаю, и поэтому я уверен, что скоро мы еще прибавим. С выходом на натуральный газон игра улучшится? Я уверен в этом. Я уверен в этом, тоже жду этого. И я уверен, что улучшится... Быстрее мы будем мяч контролировать. То есть сама игра улучшится от того, что будет быстрее контроль мяча, конечно. Специфика искусственного поля такова. Ну, Весопорот, Честерен, слаб пентру асемене жокурт, хотя он срывает его просто по минжа сари. Dar nu merge vorba de terenul. Terenul artificial, în principiu, toate sunt așa. Da? Și la noi sare minge și la Buicani. Asta este, dar eu știu că terenul artificial e o ieșire foarte bună din situația care o avem, dar asta este. Vrem și noi pe iarbă verde, dar cât mai în curând să ieșim și noi. Este capabil Zimbru să ajungă pe locul 4 să prindă biletul în Europa League? Ne gândim la asta, ne gândim la meciul următor. Da? Și vorbim și cu băieții că dacă ne gândim la ceva mare, scăpăm ceva mic aici. Și vrem în fiecare etapă, fiecare meci să jucăm la rezultat. Da, nu prea am avut baftă în primele etape. Și roșu cu Milsami și meci foarte neînțeles pentru mine și greu cu Șerif. Dar totuși cred că mai departe va fi mai bine. Urmează meci cu Saxan, foarte important pentru clasament. În deplasare cu Saxan. Da, a fi greu și acolo, vă spun că e același teren artificial, e altfel, e se diferă de asta ce avem noi. Dar, în orice caz, fiecare meci e important. Da? Și Saxan, orice vine mai departe, cred că meciul cu Tiraspol următorul nu va fi important, ori alt următor. Fiecare meci următor este foarte important pentru noi, pentru că vrem să facem și noi o echipă bună. O echipă de care să joacă la rezultat în fiecare meci. Asta. Da. Da? Mulțumesc.